M-am zis, doamna primarul, să nu fim orcăducile. Vedeți? Ăla-i la penila privei. Când dați voi din dată inima, se dau părerea la părinte, când eu... Sigur, sigur. ...o fost foarte gelos pe mine, că o să mai eu am produci. Să rămână la părinte. Noi, bă! Ei, nu! Carton! Părinte, așa de ceva e să... Are! Vedeți, doamna primarul, să pun la obi, cade popa. Știm care, să trească. Și așa e genitorul, e nepotul meu primar. Da. Facem și poze, dar acum, în aplauzele dumneavoastră, vreau să fac o dedicație pentru cel care e omul pe care dumneavoastră îl viți cel mai mult, care face lucruri așa de frumoase pentru dumneavoastră, pentru domnul primar. Aplauze pentru domnul primar! A fi om, e lucru mare! A fi domn primar! Pentru om poate fi oricine, dar primar îi stă bine! Să fii mare, nu-i mirare, să fii om, nu-i lucru mare, să fii mare, nu-i mirare, să fii om, nu-i lucru mare, să fii mare, nu-i nimic, omenia te ridică, omule. Să trăiți oameni frumoși și credincioși, ai slatele și urmări. Știrea voastră, omul gât cu haine bune, îi ca grâu cu tășune. Omul gât cu haine bune, îi ca grâu cu tășune. Fai cu haine tăne, că te stă bine cu ele, omule. Să trăiți la mulți ani! Cine-i om de omie, nu grăiește și nu știe. Cine-i om de omie, nu grăiește și nu știe. Care-i omul poți să-l știi, numai să prinda grăinii, omule. Lume, nu mă judecamă, și mi-am trăit viața mă. Lume, nu mă judecamă, mi-am trăit viața mă. Judecă-mă, eu-i muri, când noi mai putem iubi, da, omule. Judește-mă, Dumnezeu, eu fost bine, eu fost rău, da, omule. Să trăiască! Vă mulțumim! Vă mulțumim! Unde-i doamna cu grasa, ține casa, domnul primar? Este o, aveți aici în parohie o doamnă frumoasă, tânără, suplă, are 84 de ani. Acolo, uitați-o. Câți aveți? 46 de ani are. Să trăiască la mulți ani. 46 de ani și 146 de kilograme. Domnul s-o binecuvintează. M-a rugat, părinte, nu-mi cântați aia cu grăsuța. Și a spus, eu postesc astăzi, doamnă, nici nu pun mâna pe femei, nici nu le țuc. Dar vreau din toată inima să știți că domnul primar, venind pe scenă, mi-a promis că mă aduce odată la o festivitate în care pot să cânt și Doamne la dușmanii mei și grasa ține casa și să trăiască oaceșa. Da, m-a rugat cineva de acolo să trăiască oaceșa, dar i-am spus că domnul primar m-a chemat astăzi să cânt pentru oamenii din Slatina, nu pentru ciobani, că ciobanii nu știu să plătească numai în lână și în brânză. Să trăiască toți oamenii care grijesc de oaceșă și de bălă. Domnul primar, hai să salutați oamenii frumoși și toți cei pe care aveți invitați. Mulțumesc, părinte, pentru prezență. Mulțumesc că ne-ați încântat și după cum văd, publicul este
în extaz. Sper să vă avem și cu alte ocazii în mijlocul nostru. Vă mulțumesc, public minunat, și vreau un singur lucru de la dumneavoastră. Vreau aplauze pentru părintele. Se poate niște aplauze tari? Așa ca la Slatina. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul primar. Înainte de a pleca din Slatina, îl rog pe bunul Dumnezeu să mă ajute să mă întorc, așa cum a zis domnul primar, și la mandatul de acum de 12 ani de azi înainte. Sunteți tânăr, domnul primar, a spus și ați făgăduit în campanie că o să faceți lucruri așa de frumoase, le-ați început, trebuie să finalizate. Trebuie să le faceți. Pentru că cuvântul dat e cuvânt dat. Nu suntem departe de aici, dumneavoastră nu vedeți, domnul primar are bucuria să vadă, să vede tur la Sfintei Mănăstiri. Nu pot să plec de aici până când, dacă nu-mi dați voie să cânt o strofă dintr-o pliceasnă, îmi dați voie? Îmi dați voie? Îmi dați voie? Așa am vrut să zic, gândești că postiți, ne-ați băgat de o săptămână. Și vă rog din toată inima să cântăm împreună. O măicuță sfântă, te rugăm fierbinte, să ne asculți de-a pururi marea rugăminte. Nu lăsa, măicuță, să pierim pe cale, că noi suntem fii lacrimilor tale. Nu lăsa, măicuță, să pierim pe cale, că noi suntem fii lacrimilor tale. Când plângeai sub cruce, Maică nedurerată, te-am ales de mamă, noi și lumea toată. Nu lăsa, măicuță, să pierim pe cale, că noi suntem fii lacrimilor tale. Nu lăsa, măicuță, să pierim pe cale, că noi suntem fii lacrimilor tale. Că noi suntem fii lacrimilor tale. Domnul primar mă roagă să o cânt pentru publicul nostru drag, să trăiască o aceșa. Domnul primar, dacă mă aduceți un chil de brânză, vă cânt. Dacă nu, hai să vadă bătrânul. Hai să vadă bătrânul. Dar, până când sosește să trăiască o aceșa, dați-mi voie să rog pe bunul Dumnezeu, domnul primar. Aveți cumva posibilitatea, domnul inginer de sunet? Aș vrea, înainte de a pleca din localitatea dumneavoastră, să-L rog pe bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze pe dumneavoastră. Copiii dumneavoastră, casele dumneavoastră, locurile dumneavoastră de muncă. Copiii care sunt în drum spre casă, așa cum spunea Doamna. Copiii care sunt la lucru în străinătate. Să-L binecuvinteze Dumnezeu și pe cel care își mâncă pâinea cu lacrimi, cu dor de țară, de părinții lui, de casa lui, de ocolul în care a copilărit. Să-L binecuvinteze Dumnezeu și pe cel care astăzi aș fi dorit să ajungă aici și n-a putut și poate că udă cu lacrimi pernea pe care și-a pus capul. Să binecuvinteze Dumnezeu și pe cei care sunt la servici astăzi. Să binecuvinteze Dumnezeu slujitorii Sfintelor Altare de la dumneavoastră din Slatina.
să binecuvinteze Dumnezeu pe toți consilierii, pe vicele primar, pe primar, pe toți cei pe care dumneavoastră îi cunoașteți și pe care îi cunoașteți. Și din toată inima, ni drag să rog pe Dumnezeu să vă văd pe toți că sunteți aici în cer. Mântuiți pentru că meritați, că sunteți oameni credincioși. Fiți binecuvântați! Fiți binecuvântați! Dumnezeu să vă bucure! Și la tinerea domnului primar să trăiască o aceșa. Mulțumesc, domnule consilier, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Dragi-ți mie oile, oile și domnile mă. Oaia care ia strălină, doamna care stă la stână. Dragi-ți mie oile, oile și domnile mă. Oaia care ia strălină, doamna care stă la stână. Să trăiască și bălada și ne poartă bota. Să trăiți și dumneavoastră la mulți ani, să trăiască Raluca, frumoasa Bucovinei și toate ciobănițele intelectuale. Dragi soile cornute, o să știe cât de multe. Oile cu lână lungă și doamna ce dă strungă. Să știți că vreau să merg de astăzi înainte cu o ciobăniță de la Slatina. Au coborât din Toyota de aici. Dar unde s-a dus fata aia frumoasă? Unde s-a dus fata? Auziți că o doamnă de... O domnișoară, dumneavoastră, sunteți foarte mare. Aveți, cred că, 82 de ani. O spus că o găsește dumneavoastră. Dacă nu veniți dumneavoastră, zi, dacă nu o găsesc, viu eu. Vă aștept cu mare drag. Domnul primar s-a dus să aducă brânza, cred că o și frământ acum. Până când aduce domnul primar brânza, o adus brânza. Pă ăsta-i omul! Aplauze pentru domnul primar! Și pentru că sunt așteptat la media și îmi dați voie să mă retrag, dar încă o dată cu dorința și cu rugămintea în fața lui Dumnezeu să mă pot întoarce la dumneavoastră la Slatina, ori de câte ori o să am posibilitatea. Dar nu plec de aici până când nu spun o vorba unui mom mare și sfânt al Bucovinei, părintele Ilie Cleopa. Atunci când îi trecea cineva pragul Chiliei, nu pleca de acolo până când nu-i zicea: mâncava raiul
ajuns să vă mânce! Doamne ajută! Mă bucur că părintele Cristian Pomohace a reușit să vă adune aici în fața scenei și asta pentru că în minutele ce urmează n-aveți de ales. Trebuie să jucați, trebuie să vă simțiți bine și asta pentru că una dintre cele mai frumoase și energice artiste ale Bucovinei a venit aici la dumneavoastră pentru a face voie bună. Adică ce știe ea mai bine. Și acum aș vrea să vă văd dacă puteți dumneavoastră juca cât poate Andreea Haisan cânta. Altfel. Bună ziua, Doamne ajută, oameni faci și lumii multe! Așa, 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 cu voie bună. Am venit cu veselie la oameni dragi și de omenie și să știți că este o legătură profundă, pentru că știu că aici, la Slatina, oamenii sunt, în primul rând, sufletiști și inimoși, în frunte cu domnul primar. Și mă bucur că, iată, vremea este atât de frumoasă și de bună, ține cu noi. Și pentru că am venit cu veselie la oameni de omenie, să gata să cântăm și să știți că, dacă au fost părintele mai devreme, ne dă voie și să jucăm. Așadar, nu mai creiesc mult, dau drumul la următoarea melodie, care este cu drag și cu tot sufletul pentru dumneavoastră. Și cum am spus, lăsăm rânduială să facem și joc astăzi. Voi abonii întoi, da? Ai, hai, luăm așa! Hai, da, hai, lasă din alții mai! Oh, 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 oh! Și topilă, pilă, pilă, se răsare văsuioze, așa, luăm așa! Hai, hai! Bună ziua, bună ziua! Cu căruța!
hai să facem veselia, luăm pe toată lumea de aici de la Slatina. Pe mare, cu cea mai frumoasă căruță! Hai, hai, și domnii care stau în altă parte! Hai să vă văd drăguță de activitate! Să știți că acest clip a fost filmat aici pe meleagurile dumneavoastră frumoase și băiatul acela drăguț a fost Petrișor în clipul meu. Salut, Petrișor! Ce mă bucur să te văd! Aplauze pe, pentru Petrișor al meu, un băiat strașnic și talentat alături de prietena lui. Ei, și acum, dacă v-am făcut poftă de jucat și l-am lăudat pe Petrișor că e strac și de bun dansator, vreau să facem o horă mare și frumoasă împreună. Ne prindim? Băi, fetele, ne prindem. Am văzut că am două fete strașnice pregătite acolo. Ne prindem la o horă frumoasă? Da? Nu sunt despre asigur, dar sunt convinsă că o să vă vină pofta după ce dăm drumul la următoarea melodie. Hai cu jocul! Hai! Hai să vedem cine prinde jocul cel mai frumos! Nu vă dați! Asta-i horă din bătrâni, da-da-da-da.
ne-i la acasă. Foaie verde, foaie lată, să mai cheuăim o dată! Așa am făcut, a doua oară e și mai bine. Foaie verde, foaie lată, ia mai cheuăiți o dată! Altceva, merge și conservă. Merge muzica.
povești, neam o carie să-i iubești. Când ai brață lângă tine, pare că îmi dai iubirul, să-i coapte și unești. Și acum te uiești, zi așa. Și să avem ocazia de fiecare dată să ne vedem numai la evenimente așa frumoase, dar să nu credeți că am gătat. Asta a fost așa din drag pentru dumneavoastră. Facem și poze și cântăm și jucăm. Eu văd că arde soarele tare, dar sunt sigură că vă pișcă picioarele și de o leacă de joc. Și acum vreau să batucim tare, 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 tare aici pietrele astea și pe izlaz, numai bine pentru următoarea melodie. Așadar, hai să vedem cine rezistă cel mai mult până la sfârșit la joc. Asta e! Hai, la joc, la joc, la joc!
Soba, când-i soarele de azi.
Haide, mai bădiți, n-auzi ca un mit. Haide, roată, 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 ia mai chiuiți odată. Asta!
îmi place tare mult când veselia e la ea acasă și mă bucur tare mult că sunteți în număr atât de mare aici alături de noi. Vremea este tare bună și suntem bucuroși că iată, avem ocazia cât mai des să fie, să ne întâlnim, să ne petrecem și să ne veselim. Mai testez aia cu strigătura sau ați răgușit? O mai zicem? Tot piloc, 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 să răsară busuioc, ia mai chiuiesc cu... Hai! Mergem mai departe cu următoarea melodie și la joc și la veselii, câtă lume să trăiască, toată țara românească. Și pentru ca să fie finalul apoteotic, zic așa, știți care e cea mai iubită cântare din Bucovina? Care? Asta e. O facem, dacă tot am jucat împreună și am chiuit, o facem pe asta așa ușurel? Da. Împreună. Și apoi aceea eu mă duc că astăzi o să fie multe surprize pentru dumneavoastră. Și facem împreună un exercițiu cam așa. Batem din parte mie împreună. Stați că o facem sârbă. Stați așa. Încă o dată. Pam, pam, pam. Asta e. Sări toată lumea ritmul ca apoi ne pierdem. Cântă cu batăl vina, diră sunt Bucovina. Așa cu dumneavoastră tare. Cântă foarte bine, foarte bine, foarte bine, foarte bine. Cântă cu un trombrătuț, diră sună în cernăuț, măi mă. Și toată lumea tare. Când răsună-n cernăuț, măi, și zice tare împreună. Bucovina, unde sunt ai tăi feciori, măi, și mai tare, bine? Bucovina, unde sunt ai tăi feciori, măi. Se-ntorc la primăvară. Toată lumea tare. În altă țară. Dar se-ntorc la primăvară. Tot la Slatina iară, arături de la Luca. Mulțumim din suflet! Mulțumesc. Andreea Haisan, o bucurie să fiu alături de dumneavoastră. Doamne ajută tuturor, mulțumesc foarte mult pentru că iată, am avut ocazia să fim împreună, să cântăm și să ne veselim și pentru că am zis că o exersăm așa până la capăt, dacă tot așa am intrat, așa și plecăm. Foaie verde, foaie înaltă, să mai chiuim odată! Asta-i! Asta-i voia bună! Încă o dată mulțumesc foarte mult! Mi-am luat și albinii cu mine. Mă bucur tare mult că am fost împreună, să fii sănătos, veseloși și când o fi mai rău, așa să ne fie cu cei dragi alături. Vă mulțumesc din tot sufletul. Mulțumesc foarte mult!